Ștefania, unde ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut la început când trebuia să... Ah, când trebuia să adunăm, nu? Da. Deci, faptul că le-am adunat pe ultimile, nu v-ați prins, nu așa? Da. Deci nu v-ați prins de chestia asta. Deci n-ați sezizat că ești A+B plus C. Hai să zicem că nu vă prindeați. Și totuși în fața ghișurilor ăsta chiar nu-l făceam? Da, da. Uitați cum aș fi făcut eu. Ziceam din asta că A egal cu 1012 plus X, da. B egal cu 1022 plus X, C egal cu 1032 plus X, și mă duceam în loc de A puneam 1012 plus X, în loc de B puneam 1012 plus X, în loc de C 1022 plus X, și în cealaltă 1032 plus X. Și vinea A plus B plus C plus suma celor trei numere egal cu 3087. Deci merge și așa. Da? Facem și varianta asta? Da. Să facem și varianta asta. Că, vedeți, nu trebuie să zicem, numai în mod de lucru este. Cu cât descoperim mai multe variante, cu atâta avem, înseamnă că avem șanse mai mari când suntem singuri acolo pe ghișițiu. Că așa ce faci tu la el așa și deci, intri în panică. Nu. Trebuie să avem o gândire pozitivă și să credem că găsim soluția, găsim ideea. Este prima metodă. Da. Și o facem alta. Le luăm ghișițiul la început, adică zicem A plus B plus C, scriem relațiile cele. Da? Deci scriem relațiile A plus B plus C este egal cu 3087. A putere sub decima minus X egal cât am zis 1012. B minus X egal cu 1022. C minus X egal cu 1032. Da? 1032. Și acum, scoate din prima pe A și vine că A egal cu 1012 plus X. Apoi din asta B egal cu 1022 plus X. Știm cu acest C egal cu 1032 plus X. Și acum cu A-ul, B-ul și C-ul știut, ne ducem în prima relație. Și prima relație devine. Scriem săgeată în dreptul ei și spune. Ce devine? Devine... Loc de A te punem. 1012 plus X. 1012 plus X. Plus, asta e A-ul punem de sub. A fost A-ul. Plus. 1022 plus X. Asta e B-ul de sub, ca să înțeleagă toți. Așa, plus 1032 plus X. Asta este C-ul. Și ca rezultat 3X. Da? Deci adunăm numerele AB, numerele și 1012 și 1022 și 1032. Da. Și face cât? 3000 am făcut-o noi. 3066, corect? Da. Deci cât e egal aici? Am putea să spun cât este egal cu 3000. 87. Suma lor. Da. Și acum zicem echivalent. Egalitatea asta echivalent. Deci în 3466, cam adunat numele cele, plus 3 de al de X, egal cu 3087. Nu așa? Da. De unde scoatem cu 3 ori X, egal cu 3 ori X, egal cu 3087 minus, da? 3087 minus 3066 și obținem 21, parcă, da? Da, da. De unde X? X va fi egal cu 2... Împărțit la 3 și egal cu 7. Iată că am ajuns la același X. Da. Și ce ușor acum, cu X-ul știu, mă duc la... Parcă chiar mi-a plăcut mai mult varianta asta. Că acolo chestia cu le adunăm, nu prea s-a observat. Da. Dar asta era la îndemâna mea. Dacă A minus X atâta, apoi numai ai 1021. Plus D, nu știu ce, și am valorificat-o întorcându-mă acolo și tot a fost perfect. Da. Și acum, altceva? Punctul 5. Punctul 5. Zicem. Determinați numărele de forma AB. AB.
Așa, bare. Da, așa. Știind că suma cifrelor pare este 9 și răsturnatul său știind că, două puncte. Suma cifrelor pare este 9. A plus B egal cu 9, nu? Da. Și răsturnatul său este cu 45 mai mic decât AB. Răsturnatul său... Dar ce înseamnă răsturnatul? Îl întoarcem așa? Adică cum îl întoarcem? Nu, adică... Care e răsturnatul 27? 27 răsturnatul. 72. A, al citim invers, da? Da. Răsturnatul înseamnă 72. Da. Asta înseamnă, da? Dacă vorbim de AB, deci pentru AB, răsturnatul, care este răsturnatul? Răsturnatul este BA. BA. Da. Dacă AB, răsturnatul e BA. Atunci răsturnatul e BA. Corect, da? Și acum zicem așa. Dacă, ce mai spune autorul? Că diferența dintre el și răsturnatul său, da. Nu așa spune? Da. Deci A, să scriem și noi, AB minus BA este egal cu, cât zice? AB minus BA? Răsturnatul său este cu 45 mai mic decât AB. Cum te interpretezi asta? Răsturnatul său e mai mic. Cu 45, adică... Dacă el e mai mic, înseamnă că lui ar trebui răsturnatul să-i adun 45 ca să fie cât AB. Da. Nu înseamnă că diferența dintre ele e 45? Asta înseamnă, dacă el e mai mic, că ea trebuie să mă adun. Deci, e clar că azi zic, egal cu 45, așa e zic, 4, nu? Da, 45. Fetelor, ajutați-mă. Am putea face prin eliminare? Hai să văd, adică cum prin eliminare? Păi, îl descompunem pe 9, ca să ne dea plus B. Deci ce variante avem? Da. Două numere adunate da. Să facă 9. De exemplu, 5 plus 4, adică A o să fie 5 și B plus, și 4, ca să dea 9. Oh. Deci să ne vedem la A plus B toate variantele, da? Da? Deci A plus B e egal cu 9 și egal cu? Aici? 5 plus 4. 5 plus 4 odată. 6 plus 3. 6 plus 3. Nouă plus zero, da. 8 plus 1, corect. 7 plus 2. 7 plus 2, da. Ne mai facem și pe invers? Pe invers, ele sunt întoarce aici. Da. Deci sunt întoarce, așa că eu cred că ne oprim aici. Hai să luăm pe 9 plus 0, să vedem dacă putem lua cu 0, 9 plus 0. Adică 9 plus 0 înseamnă că A de aici este 9 și B-ul e egal cu 0. Are voie să fie A-ul și B-ul 0? Că dacă e prima cifră, poate să fie 0 prima cifră? Nu. Fiindcă se schimbă poziția, deci asta pică. Și hai să luăm o dată, A-ul e 5 și B-ul e 4. Primul caz. Deci cazul întâi. Caz 1. A egal cu 5 și B egal cu 4. Și atunci avem, hai să zicem, ce ar veni? 54 AB, 54 da? Minus 45 egal cu? 10. Egal cu 10. Nu e bun. 10 este? Din 54 și 45? Ia să vedem. 5 din 14, 9. 9 face. 9, care e diferit de 45. Deci, asta nu-mi place. N-a mers. Alt caz. Cazul 6 plus 3. A egal cu 6, B egal cu 3. Ia să vedem. Ce rezultă? 63 minus 36. Da. 13 minus 6, 7. 5 minus 3, 3. Doi e diferit. De 45. Deci nu mi-a dat 45. La revedere. Cazul 3. Ștefania, care?
Să luăm cu Ștefania, să las. Egal cu 8. Da. Și B egal cu 1. B egal cu 1. Și avem. Acum, 7 de... Nu, 81. Ah, da, așa, 81. Da. Și minus 18. 81 minus 18. Egal cu, te rog. Și 8 din 11. 8 din 11. 3. 3. Și 1 din 7, 63. 63. Care e diferit de 45. Da. Da? Pe urmă, cazul care? A egal cu 7. 4. A egal cu 7. Și B egal cu? Cazul 4 este corect. Cazul 4, nu? Cazul 4, da. Este corect, da? Da, de 45. Și 2, da? A egal cu 7, B egal cu 2. Și să vedem la ce ajung? 72. Bine, 72 minus 27 egal cu 45. Bine. Gata, cadrăm. Am găsit. Deci să găsească AB, încât să se întâmple așa ceva, am găsit. Numărul AB este 72. Da. Da? Cine este numărul AB? Hai să vedem, Ștefania, unde ți-a plăcut aici? Care a fost ideea frumoasă? Și răsturnatul. Dacă nu știam ce înseamnă răsturnatul, atunci n-am putut, nu puteam mișca problema. Da. Și al doilea lucru? Al doilea moment al ieșirii frumos. Când trebuia să găsim... variantele. Variantele. Descompunerea lui nouă. Da, da? Descompunerea lui nouă a fost iarăși o chestie frumoasă. Da, interesant. Deci, numai așa am surprins cele patru cazuri și am testat care ele merge. Și atunci treaba a fost foarte bine. Bine. Puteați să grăbiți încât să nu mai fie toate cazurile încercate, să ne ducem aproape pe cazul ăsta? Da, pentru că 7 plus 2... Dar toate fac... Nu, vezi? 10 minus 10. Să facă 40. Sau chiar 50. Însemna că A-ul trebuie să fie mai mare decât B. Da. În varianta A mai mare ca B, dacă observăm asta, dacă observăm asta că A trebuie să fie mai mare ca B, păi nu mai încercam noi A mai mare decât B cu cât? Cu 5 chiar, da. Ce am 5 unități. Păi nu mai încercam noi 5 și 4, 6 și 3. Că 6 nu mai mare decât 3 cu 4 unități. Deci, vedeți, puteam să eliminăm. Dar dacă n-am observat asta, munca în sine, pentru câteva cazuri, n-a semnat așa o chestie foarte dificilă. În final, am făcut aceste exerciții și ne bucurăm foarte tare. Mergem să mergem mai departe. Atât. Atât, da? Întrebăm de tema ta. Hai să vedem la puteri. Mai începe cu puteri, nu? Ștefania. Dar ți-arăt acum. Tu știi că înveți foarte repede. Dar ce bine îți va veni ție. Sunt foarte ușoare, da, de realizat. Eu le-am prins de la o prietenă. Da? Dar tu n-ai fost la clasă? De ce n-ai fost tu acolo? Okay. Tu n-ai fost la clasă, n-ai văzut profesorul v-a predat, atunci când v-a predat? Luni a predat. Aha. Și nu prea ai înțeles acolo, la clasă, da? Am înțeles. Vedeți? Dar dacă n-ai știut, știu pe prof online. Asta a fost. Acum, acolo sunt multe lecții cu puteri. Da. Da? Deci, ce să spun, Ștefania, ca să nu pierdem timpul, spunem așa. Mai întâi, am să te explic câteva lucruri. În loc să scriu așa, Ștefania, 2 ori 2 ori 2, am explicat așa. Da. Zicem 2 la? 2 la puterea 3. Perfect. Și 2 la 7, cum s-ar mai putea scrie descompus? 2 ori 2 ori 2, așa, 2 ori 2 ori 2 de 2, de 7 ori. Da? Care mi-a fost de 5 ori, adică 2 la 5, da, ori o mai rămas 2, 2 la 2. Da? Adică 7 de astea înseamnă 5 plus 2. Deci egal cu 2 la puterea 5 plus 2. Și am învățat cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Deci două puteri care au aceeași bază se mulțesc. Se scrie baza și se adună exponențe. Mai întâi să-ți explic ce înseamnă baza. Deci
Când zic 2 la 7, 2 este bază și ăla este exponent. Exponent. Te rog să notezi pe căițelul tău, altul decât acela. Ai un căițel, nu? Deci, 2 la 7, el de sus se numește exponent, ăsta de jos se numește bază. Deci, Ștefania, prin convenții s-a acceptat că 2 la puterea 0 face... Cât, Cristina? 0. 2 la 0 face 1. Adică, orice număr care la puterea 0 dă 1, orice exact. Deci 2 la 0 face 1, adică A la 0, hai să zicem, prima proprietate, A la 0 egal cu 1, oricare ar fi A, da? Oricare ar fi A diferit de 0. N-are voie să fie A 0, că 0 la 0 n-are rost. Da? Deci pune 0 la 0, intre panică, nu știu ce să spun. Nu pot să spun că face 1, e o prostie. Așa că, prima proprietate care am descoperit-o a fost asta, că A la 0 face 1. Iar A la 5, 2 la 5 ori 2 la 2, când se scrie baza sau 2 exponențe, se scrie așa. A la N ori A la M, A la N ori A la M, este egal cu A la puterea N plus M. Așa am făcut. Scopii baza și se adună exponențe. Asta e a doua proprietate. Repet. Nu este o chestie care o dau eu așa din... de la mine, ci tu voi a spus mai devreme. Că 2 la 7 e 2 ori 2 ori 2 de 7 ori. Care poate fi grupat. Hai să spun, să implice 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 2, 4, 6 și încă o dată ori 2. Poți fi grupați până aici. Și să 2 la cât face ăștia? Până aici face 2 la 5 ori. Că sunt de 5 ori, nu? Ori? Deci ne-am părat până la 5-lea de-al 2-lea, ca să fie și până la 6-lea. Păi sigur că da. Poți să scrii și așa. 2 la 6-a, ori 2. Ori 2 la 1-a. Sau egal cu 2 la 4-a, ori 2 la 3-a. Da. Important să facă împreună? Da. Cât să facă acolo? 4 și cu 3? 7. 7. Deci asta e toată povestea care trebuie să reții. Poftiți, poftiți. Bună seara. Bună seara. Deci A la N, ori A la M, face A la N plus M. Acum, A la N împărțit la A la M, egal cu, chiar m-am uitat la lecția asta, pe YouTube, are prioritate maximă, și era ceva de ordinul câtorva mii de accesări. Câteva mii. De ce? Că copiii l-a plăcut așa că... Le-am prezentat o variantă asta așa, mai accesibilă. Urmare, dacă scriu așa, 2 la a 5-a împărțit la 2 la a 3-a. Egal cu 2 la a 5-a împărțit la 2 la a 3-a, înseamnă așa, 2 ori 2 ori 2, de câte ori? Ori 2 ori 2 de câte ori? De 2, 5 ori. Împărțit la 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 3 ori. Păi, la împărțirea asta se întâmplă așa. Le grupăm câte două, așa că ultimul rămâne fără pereche. Deci 2 ori 2, 4, ori 2 ori 2, 4, ori 2. Deci tu vrei să faci așa, 2 ori 2, 4, da. 2 ori 2, 4, ori 2. Ori 2, da. Da? Ce, vrei să faci calculul în sine? Da. Ai vrea să faci calculul? Da. Eu aș vrea să fac altceva. Mai mă ascult. Asta îmi place că spui. Mă ascult. Bun. Asta înseamnă așa. În loc de împărțire, eu pot să spun o linie fracție, că nu am învățat asta, da? Deci eu pot să spun 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, de câte ori am zis? De 5 ori. Împărțit 2 ori 2 ori 2. Ce calcul? Da? 2 cu 2 ăsta se simplifică. 2 ăsta cu 2 ăsta se simplifică. 2 ăsta cu 2 ăsta se simplifică. Și câte rămâne? Câți de 2 rămâne? 2. Adică cum s-ar scrie? 2 la a 2. 2 la a 2. Da? Care mai poate fi scris așa. Egal cu 2 la puterea 5 minus 3. Că 2 face 5 minus 3. Da? 2 ăla. Păi, ia să scriu și eu. Vă zic că 2 la a 5-a împărțit la 2 la a 3-a este egal cu 2 la puterea 5 minus 3. 2 la 5 adică, minus 3.
acele două le lăsăm, punem 2 normal. Deci se copie baza. Și facem 5 minus 3 de la exponent. Se scade exponenții. Da. Deci se copie baza și se scade exponenții. Și acum să scriu și eu asta. Deci 2 la n, a la n ori a la m face a la puterea n minus m. Foarte tare. Da? A la n minus m. Și acum vă mai arat încă una. Cum s-a scrie 2 la puterea... Hai, te rog. Deci, 2 la a treia, totul la a doua. 2 la a treia, totul la a doua. Ăsta de sus îmi spune că trebuie să scriu de câte ori toată șmecheria asta. De două ori. Asta știu. Face 2 la a treia. Ori 2 la a treia. 2 la a treia ori 2 la a treia. Da, da, acum am așa. Când te afli tu în situația asta, să mulțești două puteri. Pe aceeași bază, 2, 2. Facem 2 la puterea 3 plus 3. Asta era. 2 la puterea n plus m, zice aici. Deci voi spune egal mai departe cu 2 la 3 plus 3. Face 2 la 3 plus 3? 3 la 6. Foarte tare. Dar 6 ăsta nu poate să fie 3 ori 2? Da. Deci el se duce egal mai departe cu 2 la puterea 3 ori 2. Wow! Așa am descoperit șmecheria. Deci cum se dică o putere la o altă putere? Se copie baza 2 da. Se mulțesc peste 2. Se mulțesc peste 2. 3 ori 2. Deci așa se mulțesc, așa se dică o putere la o altă putere. Deci cum se dică o putere la o altă putere? Hai, te rog. Hai, după ce să rămână. Să rămână, părinte. Vă rog. Vă rog, vă rog să veniți. Hai, scuze. La cât? La 5? Nu, acum suntem... Lasă-mi spuneți seama asta. Adică, vă rog tare mult. Asta se întâmplă aici. Părinții asistă la discuții. Da, mă întorc. Este... Da. Deci... Hai să vedeți șmecheria. Deci foarte tare. Deci foarte tare. 2 la 3, totul la 2. Eu îmi imaginez că e una asta. Și faptul de la a doua zice, eu vreau așa, să scriu o dată și încă o dată. Și am făcut-o. Dacă era la a cincea. O dată, de cinci ori. Și acum intru în treaba asta așa foarte deșteaptă. Adică cum să mulțesc care au aceeași bază? Să adun exponenții. Și 3 plus 3 fac 6, iar pe 6 l-am scris ca fiind 2 ori 3. Da? Cristina, parcă, nu? Cristina, am intrat în lecția cealaltă, la cei de clasa 4-a. Tu ai înțeles acum, că tu o să faci acasă, da? Da, da. Mergi cu bine și rămâne să le aprofundăm mâine. Da. Mâine, la aceeași oră, la 4, facem și tema. Deci am făcut tema cu Ștefania și m-am dus să spui pătiți. Da? Deci așa facem. Da? Acum să le zicem. Să zicem ce? De nu vrei să fii șomer, nu uita de la și șef. Așa să fie. Da?